Bun găsit, dragi prieteni, în această seară mare, a fost o zi mare de altfel, este ziua doamnei Gabriela Vrânceanu Firea Pandele. La mulți ani, tovarășă Gabriela Vrânceanu Firea Pandele, 51 de ani a împlinit ilustra doamnă astăzi, născută la Bacău, în județul Bacău, pe 13 iulie 1972, când încă egalitatea de șanse nu era o vorbă goală, pentru că Ani Ceaușescu abia demaraseră de vreo 7 ani. Doamna Firea, sigur că a prins Bacău ăla multicolor, Bacău ăla dinamovist, anii ăia mizerabili ai Bacăului, care până la urmă, sigur, s-au terminat, s-au spart cumva în meterezele lui 1989, cum ni s-a întâmplat și nouă tuturor. Dar în această zi sulfuroasă, cum o numea fostul premier domnul Stolojan, această zi sulfuroasă cu multe dezvăluiri, totuși nu în primul și în primul rând ne-a stat gândul la această aniversare. Doamna Firea nu răspundea la telefon, pe era normal să nu răspundă. Este o zi în care ea a petrecut alături de cei dragi, alături de cei cu adevărat dragi. Oare, de exemplu, domnul Voiculescu Dan, pe la ce oră o fi sunat-o astăzi pe Gabriela Firea să-i ureze la mulți ani de 51 de ani? Că nu mai e tinerică, doamna Firea. Nu mai e chiar așa de tinerică, la 51 de anișori, ai o doamnă bine totuși. Ministru muncii, domnul Budăi, sigur, doamna Firea, ministru familiei, doamna Firea, desigur, dar și ministru egalității de șanse. Doamna Firea nu avea nicio treabă cu bătrânii, nu avea nicio treabă cu egalitatea de șanse, avea treabă cu familia ei. Era ministru propriei familii. Finalmente, mă rog, asta dacă acceptăm în termeni largi că poți să te ocupi vreodată cu adevărat bine de propria familie. A, nu intrăm în amănunte, gurile rele spun că nu prea. Doamna Pandele, Firea Vrânceanu Gabriela, au multe de-a lungul vieții, da? Multe obstacole de astea de trecut, multe încercări. Nu e ușor să fii doamna Firea, să știți. Nu e ușor să ai în față un colos ca domnul Firea Pandele, de exemplu, da? Și pe care să-l slujești cu o temeinicie nemaipomenită. Și eu am avut așa 2-3 întâlniri în viața mea, toate spectaculoase și aproape romantice cu doamna Gabriela Firea. Cred că am mai și povestit la televizor. Ultima dată țin minte că doamna Firea avea o mânuță așa de tandră și de delicată, de parcă dădeai laba cu o veveriță. Da? Era extraordinar. Și cred că puțini români au avut la vremea respectivă șansa să dea mâna cu doamna Firea. Și țin minte că după 10-12 fracțiuni de secundă de ținut mâna așa, mi-a propus să-mi arate cum știe dânsa să facă băieți. Asta a fost replica, n-am înțeles nici până astăzi că tot încerc să o învârt așa în minte, dar mai ales în contextul respectiv, când era destul de multă lume în jur și stătea să înceapă o emisiune de noapte, era greu să-i dai un răspuns spontan doamnei Firea, care venise mai directă decât oricând, mai pusă pe fapte probabil, mai directă decât oricând. Mărturisesc că n-am avut o replică pe măsură. Poate dacă s-ar fi întâmplat această scenă într-un codru sau măcar pe malul unui lac sau să spunem că s-ar fi întâmplat în deșertul Atacama, probabil că astăzi aș fi fost și eu sunat de Digi24 să fiu întrebat care sunt ramificațiile, da? Și când am jucat prima dată fotbal cu Ștefan Godei. Godei ăsta a angajat și el la voluntar, ăsta era Dumnezeu a zilelor groazei. Omul doamnei Firea, bineînțeles, doamna Firea n-a recunoscut în toată această perioadă nimic, pentru că dânsa e unsă cu toate alifiile. Era asta că era o bună comunicatoare, pentru că, vezi, domnule, a lucrat la antena lui Voiculescu, ne face să zâmbim. Ne-ar face chiar să râdem dacă momentul n-ar fi tragic. Cum să fii bun comunicator, domnul Stolojan, da, dacă ai lucrat la antene? Asta știți cum sună, domnul Stolojan, că mă adresez mea asta așa, că v-am mai văzut pe la televizor.
în ultimele zile și aproape că nu v-am recunoscut. Știți cum e asta? Cum spunea Cornel Dinu pe vremuri când la un moment dat s-au întâlnit în cadrul clubului Dinamo niște minți dintre astea luminate și care aveau putere de decizie și au luat toți jucătorii din divizia A, cum era pe atunci, la Puricat, da, și-au împărțit jucătorii și fiecare urma să se ocupe așa de câte o halcă, de câte o ciozvârtă dintre aia. În momentul în care se reîntâlneau Nicolae Badea, Vova, Con, aia care erau atunci în bordul lui Dinamo, fiecare făcea raportul jucătorilor pe care îi supraveghease, îi urmărise. Și când a venit rândul lui Cornel Dinu, pe lista lui era și un anumit Bănel Nicoliță. Aia l-au întrebat din jur, Cornele, Bănel? Cornel Dinu își notase multe la fiecare, dar la Bănel Nicoliță n-avea decât un singur rând și ăla doar pe jumătate scris. Nu se poate reproduce în totalitate rândul respectiv la televizor. A Cornel Dinu și-a ridicat așa un pic privirea și a zis, ce vrei, dragă, Bănel Nicoliță, uită-te la el. Da? Pe care a urmat, sigur, o replică dintre asta netelevizuală, așa, netelegenică. Deci cam asta ar trebui să fie și replica adresată de către presă sau de către oamenii politici în dreptul Gabrielei Vrânceanu, firea Pandele, atunci când se face referire la cariera ei de jurnalistă. Ce jurnalist a fost Gabriela Firea? Că citea de pe prompter niște știri false. În ce sens a făcut jurnalism? Că nu mi-amintesc. Nu se poate face, în primul rând, jurnalism la antenă. Asta unul la mână, da? Acolo se face antijurnalism. E ca și cum ai fi spus, domnule, dar asta ce aveți trecut în CV? Păi zice, am fost pe front. Păi da, dar trebuia să scrieți, mai citeți, că nu se înțelege. Păi nu, m-am bătut pe front. A, păi asta e altceva. Unde v-ați bătut? Păi în lanul de cucuruz am bătut pe unele la fund. Da, deci cam așa e și asta. Ce sens ai făcut jurnalist că ai lucrat la antenă? Chiar hilar să vii să spui așa ceva. Deci cariera doamnei Firea n-a început niciodată cu Ani Voiculescu sau nu s-a terminat niciodată cu ei. Asta este doar așa o maculatură. Însă ca politician redutabil, într-adevăr, și cu o fire excepțională, aici e altă discuție, altă mâncare de pește, cum îmi spunea Samuilă zilele trecute. Ce ești, bă, Samuilă? Da. Altă mâncare de pește, cariera politică a doamnei Firea, să n-aud de cariera de jurnalist, că asta până la urmă nu ne face pe noi nici mai tineri și nici mai inteligenți. Din potrivă, oameni ca Gabriela Firea i-au alungat pe telespectatori din fața ecranului, din fața computerului, din fața presei tipărite și, în general, de pe lumea asta. Au dus să spele farfurii la Gatwick și la Luton, că era un pic mai confortabil. Dar, încă o dată, această zi lungă, una din primele zile cele mai lungi ale anului, acest 13 iulie, canicular, obositor, în sfârșit românii au revenit să discute despre ceea ce știu ei mai bine să facă, și anume despre vreme. Românul și englezul probabil să pricep cel mai bine să discute despre nimicurile contractuale cu timpul. N-am auzit pe nimeni niciodată, bă, dar absolut niciodată, atunci când vin temperaturile astea ieșite din comun, să dea vina așa cum ar fi firesc pe el de sus. Niciodată nimeni nu îndrăznește să facă asta. Dar de ce, bă? Adică vi se pare nefiresc, vi se pare inconfortabil, vi se pare că destinul noastră se intersectează cu neantul, da? Cu singurătatea, cu absolutul. Dar nu reușiți să dați vina, de ce? N-aveți curaj, n-aveți demnitate, n-aveți... Trebuie să-l luăm și pe cel de sus la întrebări, așa cum au făcut-o mulți scriitori, mulți poeți, mulți înaintași de ai noștri de-a lungul timpului, pentru că nu trebuie să-i cerem socoteală numai șefului sau contabilului, sau în cazul nostru lui Ștefan Godei. Ăștia sunt niște pigmei. Da? Noi trebuie să ne războim cu cei care au, într-adevăr, posibilitatea să dea socoteală. Nu poți, bă, să ieși pe stradă, da? La 488 de grade Celsius. Ați văzut că și culoarea oceanelor se schimbă. Oamenii credeau că... Am văzut și la Marea Neagră niște imagini, într-adevăr, absolut uluitoare. Marea a devenit verde. Nu mai este nici neagră, nu mai este nici sepia, nu mai este nici lila, nu mai este nici bleu marin, este pur și simplu verde, bă. Am citit recent, scormonind un pic ca să văd care e problema, pe tot din cauza căldurii. Da? Din cauza căldurii, strălucirii
soarelui, ieșită din comun, apele mărilor și oceanelor își pierd culoarea lor clasică, adică albastră, și virează spre verde. E ca o boală a planctonului, cumva, și asta înseamnă sfârșitul. Deci cu cât se vor înverzi mai tare, cine știe dacă după verde nu urma, să zicem, portocaliu. Cum ar fi, de exemplu, peste câțiva ani să te duci la mare sau la ocean și ăla să arate portocaliu sau roz bombon sau mai știu eu cum, galben, roșu, abar n-am. Deci asta este prima dovadă clară că ireversibilul operează și la acest domeniu. Nu doar la crucile doamnei Firea. Doamna Firea, că rețineți minte că zilele trecute ne-a atacat și cu asta. Pentru că poartă cruce la gât, ea și sigur familia ei este în cătarea autorităților. Autoritățile așteaptă să se taseze cazul. Domnul Marcel Ciolacu, recent ajuns premier, că putem să spunem numit premier, că era hărăzit pentru postul de premier oricum, s-a debarasat astăzi în al 12-lea ceas, al 12-lea și jumătate, de Marius Budăi. Avea și el niște antecedente destul de importante în politică. Era ministru muncii, dar nu se ocupa de nimic, practic. Mai fusese ministru muncii, avea oarecare experiență în acest domeniu. Este o demisie banditească, aș numi eu, cam cum spunea pe vremea Teodor Mateescu, s-au deschis umbrelele pe municipalul clujean, minoiule. Deschidere de scor, dar și de umbrele la Cluj-Napoca. Mai întâi scorul Teodor Mateescu și apoi avea un umor involuntar și minor, era securist. Era greu să fie foarte spontan așa din născare. Deci, cam așa s-ar petrece treburile și aici, da? Este o demisie banditească, domnule Ciolacu, nici de cum de onoare. Onoarea n-are nicio legătură cu politica, n-are nicio legătură cu cabinetul Ciolacu și nu i-a dat niciodată târcoale stupidului de Budăi. Budăi era un incompetent, un stupid, un arogant, da? Și un neplăcut. Ca să-i găsim așa doar câteva epitete care ne vin mai ușor la mână în conversație spontană. Da? Deci nu este o demisie de onoare, să nu răstălmăcim finalmente logica lucrurilor. O demisie de onoare, dacă vrei să învățați ceva de la noi, domnule Ciolacu, este atunci când nu te-a prins nimeni, absolut nimeni, și tu vii la intervalul mare, de preferință la matineu, pe bustul gol, da? Pun niște bacon de la în față și spui, îmi dau demisia. De unde, domnul Budăi? De la Ministerul Muncii. Dar ce s-a întâmplat? Am mâncat niște bacon la micul dejun și mi-am dat seama că în ritmul ăsta nu o să mai duc mult. Dar ce, era prea gras? Nu înțelegeți. N-aveți șprițul vremurilor. O să înțelegeți mai târziu când o să vă faceți mari. Hai la revedere! Și după aia să afle presa o săptămână sau o lună mai târziu că într-adevăr bulgărele de zăpadă declanșat atunci la bacon a distrus azilurile de bătâni din județul Ilfov. Deci cam la nivelul ăsta cumva înseamnă demisie de onoare. Nu că ai fost prins, ai zis că tu n-ai nicio legătură, demisia mea nici nu contează, să vedem întâi cum îi salvăm pe bătrâni, să punem lucrurile în rânduială, să... A, ultimul lucru era, el spera să nu se întâmple nimic. Acum, încă o dată, nici nu s-ar fi întâmplat nimic dacă eram într-un alt moment. Numai că Ciolacu s-a prezentat înaintea alegătorului cu o vorbă dintre asta, ați văzut, destul de aspră și venind după câteva generații de vorbe goale, a vrut și el să încânte auditoriu și a spus, domnule, eu o să schimb în temelii structura societății românești, o să fac curățenie, o să dau pensii pe mărit pe dimensiunea salariilor, românii nu o să mai trăiască în sărăcie, o să fie o țară cam ca Japonia, așa asta, băgăm de la noi. Cam asta vrea să spună Ciolacu. Odată cu el s-a schimbat era în politică. E bine, după o astfel de declarație, ar avea domnul Sebi, poate chiar un pic mai multe amănunte decât am avea noi, să vă reproducă tot așa din vocabularul uzual al domnului Marcel Ciolacu, dar ideea este că domnul Ciolacu era pus teoretic pe fapte mari. În condițiile astea, el nu putea
să intre în mandat direct cu un astfel de scandal și să nu facă nimic. Noi așteptăm în continuare să vedem și alte capete grele. Au mai căzut câteva. Da, a mai fost o doamnă care seamănă cu doamna noastră de la CNA, cu Dorina Rusu. Da? Doamna Tuzra sau Turza, așa cumva o cheamă, mă interesează foarte tare. A fost nenea ăla de la DSP, da, care a căzut. Domnul Budăi este primul nume totuși greu. Mai sigur că toată presa cere demisia Gabrielei, fie chiar toată presa. Presa asta care poate să ceară demisia unui PSD-ist, de exemplu. Da. Dacă tu ești cu PSD-ul, aștept să treacă. Da? Dacă ești în PNL sau în USR, trebuie să turi. Ăsta e momentul tău. Da? Gargar acum să plece unul care era PSD-ist. Că dacă era unul de al tău, nu aveai ce să faci, trebuia să ții ciocul mic. Nu există la noi niciun fel de demnitate, niciun fel de normalitate în politică. Este doar bătălia asta, cui să-i scoți ochii în momentul când l-ai văzut pe ăla în dificultate. Da? Încă o dată, un astfel de discurs de tipul celui al lui Marius Budăi, care așa a demisia constrâns, repet, în al 12-a și jumătate ceas, este un discurs pentru idioți, este un discurs pentru cretini, este un discurs tipic pentru societatea românească. Un astfel de individ nu putea să ajungă, sigur, ministru într-o lume normală, într-o lume civilizată, dar nici nu se putea prezenta cu un astfel de discurs. El aproape că iese bazma curată din această poveste, aproape că este înconjurat, da, ca și cum ar fi venit dintr-o situație de asta de pe la tărâmul lumii celeilalte, da, și uite, domnule, că avem un supraviețuitor, acum o să ne povestească el ce a văzut dincolo, a văzut ființe ciudate, da. Practic a fost cu un pas într-o altă lume, s-a întors printre noi, să-i ridicăm statuie, deci cam așa cumva era purtat pe brațe domnul Budăi, nu un ciolacu care încă o dată s-a văzut nevoit să ia această măsură, aproape că puteai să-l toci cu tocătorul ăla și n-ar fi luat-o, chiar că nu-i stilul lui Marcel Ciolacu să taie în carne vie, dar n-avea ce să facă impostorul. Și atunci a trebuit să înceapă cu mazilirea lui Marius Budăi. Dovadă că nu este specific lui, că domnul Ciolacu acum poate să vină și să spună, dar de unde știți că eu nu tai în carne vie? Că uite cum am început mandatul, cum l-am retezat pe bou ăsta. Păi nu, domnul Ciolacu, că să vede cum l-ați acompaniat, că aveți regrete și că nu sunteți un om loial. Că nu sunteți un om cinstit, că nu sunteți un om serios. Da? Trebuia să-l loviți cu șut, să vă cereți scuze și să vă delimitați definitiv de tot ce înseamnă nu demisie de onoare. Că nu există demisie de onoare decât, așa cum v-am spus mai devreme, decât atunci când tu anticipezi prima scânteie din scandalul care urmează să te dea jos. Nu când nu se mai putea face nimic. Nu credeți că suntem chiar toți jurnaliștii niște idioți? Da, suntem idioți. În proporție 99%, nu suntem toți niște idioți. Da? Noi asta nu aveți curajul să veniți, de exemplu, într-o emisiune cu mine. Vă duceți într-o emisiune cu ăștia care vă servesc niște întrebări și la sfârșit, da, vă îmbrățișați cu ei când ieșiți pe culoar. Nu veniți într-o emisiune cu cineva care vă deranjează. Eu am stat cu Codrin Ștefănescu, de exemplu, într-o emisiune 14 secunde. Cam atâta, da? Deci nu e cu... Asta e pentru proști, unde aveți intrare și ieșire de misie de onoare. N-a fost nimic onorabil aici, dimpotrivă a fost dezgustător. Tot ce s-a întâmplat este dezgustător, este înfiorător. Ți se face lehamite numai uitându-te la astfel de personaje. Adică, bă, măcar ai tupeul la sfârșit acum, dacă totul s-a terminat pentru tine, sperăm definitiv în politică, vino și explică-ne, bă, asta ar mai aduce cumva spre termenul folosit de Ciolacu. Domnul Budăi să vină acum, că are timp teoretic, începe un lung weekend, le weekend du 14 juillet, și să vină să ne explice, domnule, exact cum funcționau, cum nu funcționau, cine e vinovat acolo. Asta ar însemna să încerci să te apropii. Nu e o demisie de onoare nici așa, dar faci un serviciu public, până la urmă, țării care, da, te plătea ca să desfășuri această funcție. Tu erai în serviciu cetățeanului, nu în serviciu partidului sau în serviciu lui Ciolacu.
sau în serviciu familiei tale. Tu erai în serviciu nostru, cum e și doamna Firea. Ea e ministru familiei, dar de bătrân nu se ocupă. Păi da, atunci de cine? Bănuiesc că nu vă ocupați nici de sugari. Atunci de cine vă ocupați? Cum să fii ministru familiei când tu te ocupi de Florentin Pandele? Vreau să intru acum în foarte multe amănunte, pentru că încă o dată justiția e făcută pentru câini pe lumea asta, nu e făcută pentru oamenii cu coloană vertebrală. Că atunci aș putea să intru niște amănunte. Demisie de onoare. Hai să vedem un pic mai departe, că au mai fost niște evenimente care până la urmă au zguduit actualitatea acestor zile. Uitați-l pe nenea ăsta, că tot vorbeam la un moment dat de cei care se întorc deznădăjuiți de pe front. E bine, ăsta s-a întors și el, cu curul alanul de cucuruz. Un bărbat care s-a apucat să-și sape porumbul în Kentucky, United States, și la un moment dat a descoperit o comoară. M-am tot uitat atent, dar nu s-a întâmplat la cornul. Ăsta nu-i bombonel. E unul din Kentucky, USA, a găsit 700 de monede de aur și argint din perioada războiului civil american, secolul XIX. Marele tezaur din Kentucky, omul devine miliardar, practic, în lanul de porumb, este cea mai mare nebunie. Toate sunt monede de un dolar, de 20 de dolari, de 10 dolari, dar din aur. Da, sigur, nu este evaluat neapărat aici acest tezaur, dar eu zic că e un pic peste mătușa Tamara. Mătușa Tamara avea niște galbeni cam cum avea tataia lui Sorin Oprescu. Cam cum avea mama lui ăla de la Vrancea, lui Oprișan. Deci, mătușa Tamara, care sigur a rămas așa un element ăsta de curcubeu pentru noi toți, nu era de fapt decât o muiere, o bătrânică cu niște buzunare găurite. Da? Nu, nenea ăsta a găsit în cucuruzul din Kentucky banii ascunși acolo din războiul civil american 1840-1863. Frumos. Hai, luăm o publicitate așa cât o zi de post și revenim. Am revenit, fraților, după bobul nostru preferat de zăbavă, de la doamna Firea, care până la urmă ne-a mințit și a mințit toată societatea românească, la o altă doamnă care, din păcate, nu-și aniversează astăzi ziua de naștere, frumoasa doamnă Alina Gorghiu, ministrul justiției. Incredibilă această imagine, care chiar dacă datează de câteva zile, este remarcabilă și reprezentativă pentru statul român. Ea a semnat un protocol de cooperare în domeniul juridic, întrucât asta e competența domniei sale în acest moment. Cu cine credeți? Cu acest Azedin Unai din Maroc, Abdelatif Wahbi. Un cetățean marocan, poate că să reușim la un moment dat să-l și vedem în imagine, ar fi remarcabil să-l vedem. Acum nu știu dacă trebuie să ne uităm mai mult la domnul Wahbi sau la doamna Gorghiu. Din ce în ce mai arătoasă aceasta din urmă. Acum, pentru telespectatorii noștri, care nu sunt și telespectatorii lor, doamna Gorghiu e în stânga. Domnul Azedin Unai, zis și Wahbi, este în partea dreaptă. Dosărelul lui, totuși, parcă e un pic mai stufos. Acum, explicând mult mai bine decât Gabriela Firea, doamna Gorghiu are cu totul și cu totul alt talent oratoric. Cu siguranță că ar ști să facă o introducere de calitate și mi-ar atrage atenția că de asta ține un AI ăsta, un dosărel cam de vreo 14 ori mai gros decât al dânsei, pentru că ăla este al nostru. Ei deja au făcut schimb de dosare. Da? Și munca doamnei Gorghiu cântărește, deci, cât se vede, că de-abia reușește bietul marocan să țină dosarul doamnei Gorghiu în mână, pe când doamna Firea ține dosarul, da, marocanilor în mână ca și cum ar ține o pană de gâscă. Deci a se vedea totuși această diferență. În rest, stăm și ne holbăm și noi, cum vă holbați și dumneavoastră la această imagine, ce o fi trecut totuși doamnei Firea prin, doamnei Gorghiu prin cap, da, să stabilească niște relații de cooperare în domeniul juridic cu Marocul. Că din câte știm noi deocamdată, hoții din România nu fug în Maroc. Adică la Marrakeș.
Nu fug. Hoții din România fug în Italia, fug în Grecia, fug în Costa Rica, da? Și în Marea Britanie și în alte țări pe unde mai fug ei. Dar eu n-am auzit, sincer, niciun bandit de ăsta să fie la Agadir, la Fes, la Tanger, la Rabat, la Casablanca, la Marrakeș, unde vreți dumneavoastră, în Marocul ăsta. Bă, nicăieri. Să mai duc așa în vacanță, dar puțin, că ai noștri nu știu de Maroc. Iau plasa asta cu Grecia și zic că e frumos acolo. Marocul e pentru clasa medie din Occident, care zic că găsește Grecia peste mână și atunci ajunge mai repede în Maroc. Francezii și spaniolii, de exemplu, își fac concediile acolo. N-ar fi exclus, n-ar fi exclus ca doamna Gorghiu să fi primit o invitație de la acest Azedin Abdelatif Unai Wahbi, dacă vreau să fie invitat, cine știe, cine știe pe doamna Gorghiu să-i vadă frumoasele platouri înalte din munții Atlas, întâlnire de protocol de cooperare între cele două instituții. Dar doamna, să nu mă grăbesc cu doamna Gorghiu, n-ați putea, de exemplu, să semnați un protocol de ăsta de colaborare și cu Beninul, cu Togo, cu Gabonul, cu Guinea-Bissau, cu Sierra Leone, cu Namibia, cu Botswana nu m-aș băga, pentru că știți cam care e calitatea presei din România și cam ce discuții ar apărea. Hai să lăsăm deoparte Botswana. Cu Mozambic, cu doamna Gorghiu. N-aveți chiar nicio relație, nu vorbiți măcar așa un pic nativ portugheza? Măcar cum vorbește Marius Șumudică. Estamos jucados, marcados rapidamente dos golos. Nu aveți o portugheză de asta, măcar așa, de grupa mică la grădiniță, să vorbiți cu omologul noastră de la justiție din Mozambic? Din Angola, de exemplu, nu aveți pe nimeni? Vreți să vă spun, doamna Gorghiu, noastră nu sunteți ca doamna Firea. Zero barat la cultură. Noastră cunoașteți, de exemplu, care sunt cele 5 țări de limbă portugheză din Africa. E o întrebare la care un ministru de justiție ar trebui să răspundă. Angola, Mozambic, Capu Verde, da? São Tomé și Príncipe, Guinea-Bissau. Voilà le sec. E, măcar acolo totuși ceva, Marocul. Păi cum Marocul poate să facă protocol de ăsta în colaborare aproape oricine? Asta să intrați un pic în amănunte acolo. Dacă nu, aș recomanda partea asta de australă a Africii. Mai puțin Africa de Sud. Acolo avem amintiri triste cu domnul Zaharescu, amicul domnului Ponta. Asta sunteți pe partea cealaltă, fiind penelistă. Sigur că detestați pe domnul Zaharescu, detestați pe domnul Ponta. Sunteți pe partea cealaltă. Deci, poate un Lesotho, poate un Swaziland, poate un Malawi, poate un Burundi, poate un Rwanda, ceva pe acolo. Insulele Comore. Să nu vă băgați la Mayotte, că aia țin de Franța și acolo după aia dăm de dracu. C'est demain, 14 juillet. Dar așa, salutăm prezența doamnei Gorghiu, după părerea mea, un pic mai puțin arătoasă decât omologul său marocan, dar asta e după gusturi. Acum, sigur că dacă îți plac mai mult bărbații, da, acum, nu putem să fim acuzați că nouă, de exemplu, ne plac mai mult bărbații decât femeile. Asta nu e, din potrivă. Este câțiva ani o să fim ridicați la rang de jnur albastru pentru asta. Relațiile dintre bărbați și bărbați sunt mai firește astăzi decât cele dintre bărbați și femei. Deci, din punctul meu de vedere, un pic, dar un pic de tot doar. Este mai arătos domnul Unai decât doamna Gorghiu în această imagine. Dar sigur că nu frumusețea. A nu se confunda Ministerul Justiției cu frumusețea. Are nicio legătură. E pe competențe, doamna Gorghiu. O știre iarăși pentru rudele doamnei Gorghiu, pentru ce a mai rămas din mandatul doamnei Firea până luni, pentru domnul Budăi. Marea Britanie, dragi tovarăși, are nevoie de români și de bulgari necalificați, că am înțeles că nici domnul Godei ăsta n-avea studii superioare, de asta nu putea fi angajat mai sus de șofer. Adică n-avea nici 4 clase terminate. Ok.
În condițiile astea, domnul Godăi ar putea să ajungă la cules de Ardei Pitici în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, dacă va depune o cerere, dar dacă nu o depune el, că el nu știe să scrie. O depune doamna Firea, că doamna Firea l-a ținut în brațe, înțeleg, de prin 2014. E în regulă. Iată ce scrie aici la document. Marea Britanie are nevoie și de muncitori necalificați din străinătate. Străinătatea e Bulgaria și România pentru ei, la nivelul ăsta. Da? De aceea se propune un nou program de vize pentru bulgarii și românii care au sub 35 de ani. Am domnul Godăi pare tinerel așa, ăștia prostănaci, ăștia cu fețe de astea cum are domnul Godăi, ăștia sunt tineri toată viața lor. Ăștia nu ajung să îmbătrânească niciodată, că n-au de ce. Așa. Deci 35 de ani, așa scrie, dai ce vele. Ei, uitați-vă puțin la Ardei ăștia. E o agricultură de suprafață, de proximitate. Ardei pe care nu e neapărat să-i culegi. Poți să-i și mănânci. Sau dacă nu vrei să-i mănânci așa pe stomacul gol, poți să-i furi. Englezii nu pun condiții. Da? Rudele, de exemplu, lui Ștefan Godăi ăștia. Poți să se ducă la furat Ardei în Marea Britanie, nu la cules. Pentru că aia știu și ei. Da? Să zicem, sunt 100 de hectare de ardei de ăștia pitici de cules. Cât poți să mănânci din 100 aia de hectare? Mănânci tu un hectar. Da? Pe 99 de hectare le pui în box palet acolo. Deci nu e o problemă asta că te duci și zici, păi merge să mâncăm. Poți mânca, bă, cât vrei. Numai e ca pe vremea noastră când ne duceau aia la Batuș, la Band, de fapt, ne duceau la struguri, la Batuș ne duceau la mere. Ne duceau la Band, o comună în județul Mureș, știe Anca Suciu, că nu-i departe de Reghin. Și ne duceau la cules struguri. Erau acolo mai mult struguri decât erau în Burgundia și în Gironde, la un loc. Și culegeam struguri de dimineața până toamna. La un moment dat, eu am văzut că mai puțin struguri ajung în box paleția decât în boțile elevilor și studenților și ne-au pus botniță. Și stăteam, bă, la, ca pe vremea moșierilor, cu botnițe la gură ca să nu mă le mai mâncăm din struguri. E adevărat, nu te poți pune cu un elev de clasa 7-a, 8-a care mânca până crăpa. Da? Nu eram capabil să-i mâncăm ăluia toată via boierului. Da? Scene excepționale. Poate doamna Gurghiu, care și doamna Firea, dacă e născută în 72, bun, județul Bacău era un județ sărac. Și cu duhul, dar și cu podgoriile și cu recoltele. Probabil că doamna Firea nu era dusă să culeagă struguri în Bacău, că n-avea de unde. Dar ceva, ceva tot culegea, dacă e născută în 72, doamna Gorghiu de asemenea, la Tecuci, sau de pe unde-i dânsa, trebuia să te ducă să culegi. Că pe vremea lui Ceaușescu, oricum, ceva de cules tot era undeva. Eu zic că totuși se putea. Dacă nu, măcar o sfeclă furajeră tot să găsea ceva, pă, na? Niște cartofi undeva găse. Uite că acum condițiile sunt diferite și necalificații noștri chiar nu au nimic de făcut în țară, pot să se ducă să le fure englezilor ultimii ardei. Aici cu precizarea că, vedeți, asiaticii, nepalezii, srilanchezii, indienii, ăia din Bangladesh, nu se duc totuși să culeagă recolta britanicilor, ăia îndeplinesc alte meserie acolo, dar nu pe asta. Foarte interesant. Aici românii și bulgarii, care sigur sunt mai agricultori, mai ales bulgarii, sunt pricepuți la așa ceva. Poți să-i ceri unuia din Bangladesh, care n-a făcut altceva toată viața lui decât și-a spălat rufele în Gange, să vină să culeagă căpșuni, gutui, mure sau ardei în Marea Britanie. Nu poate. Care sunt cele trei scenarii pentru încheierea războiului din Ucraina, cu precizarea că avem și noi una în plus, adică un al patrulea scenariu? Ele sunt anunțate de consilierul președintelui Zelenski, Mihailo Podoliac, care ne-a spus așa, haideți să vedem un pic la moacă pe domnul Podoliac, care moacă de rus. El își zice ucrainean, mă rog. Asta e. Primul scenariu ar fi să bată ei, adică pronostic 1, că vă reamintesc, meciul este Ucraina-Rusia. Da? Deci pronosticul 1 ar însemna o victorie a Ucrainei. În condițiile astea, Ucraina rămâne stat, își va consolida relațiile cu vecinătatea. Asta nu sună bine pentru noi. Ucraina n-a fost niciodată un vecin bun pentru nimeni.
absolut pentru nimeni. Poate un pic așa Republica Moldova să se mai fi cuibărit pe lângă ei, dar nici aia nu, că, fiind încă o dată lași, ei se cuibărau mai degrabă pe lângă ruși. Dar în rest, nu, nu, Ucraina n-are nici Ungaria, nici România, nici Polonia, nu sunt niște prieteni de ăștia. Bă, polonezii sigur au primit un pic chiar mai bine decât noi, că n-aveau așa o problemă cu diferendul teritorial. Dar ei nu au știut să se facă niciodată plăcuți. În fine, deci ăsta e primul scenariu, să bată Ucraina și atunci lucrurile pot intra pe făgașul normal, ei vor fi la un moment dat acceptați în programul ăla de preaderare la NATO și pe la calendele grecești ar putea să intre în alianță. Scenariul al doilea ar fi ca Ucraina să piardă, adică pronostic 2. Asta ar însemna că după ce va fi pierdut războiul, Ucraina treptat va dispărea ca națiune. Ceea ce zic că ar fi un coșmar, pentru că s-a reformat în mare măsură Marea Uniune Sovietică și sigur că după aia să mai alipești niște teritorii de-astea gen Transnistria sau Tajikistanul, n-ar fi chiar deloc o problemă pentru Uniunea Sovietică, unde mai pui că Belarusul s-ar preda de facto. Deci un scenariu evident înspăimântător, dar și că există și un al treilea scenariu, zice țâncul ăsta, un scenariu de mijloc, adică pronostic X. Nu pierdem, dar există o linie de demarcație, așa numită linie Minsk 3, acord de genul celor care de până acum au ca destinație să atacă pacea în Donbas. Un rahat. Asta înseamnă că veți muri foarte lent. Veți fi conectați la aparate care vă vor ține în viață, a declarat Podoliak, adresându-se concetățenilor săi. Adică a se citi că nu-i clar din ce zice idiotul ăsta, că va fi un război de la de uzură care nu se va termina nici cu victoria unei părți, nici a celelalte, adică cam cum e acum. Fiecare va încerca să-i dea în continuare în cap celuilalt cu metodele specifice și războiul trenând nu va fi încheiat meciul. Adică tu vei tot da refresh pe flash și vei vedea că încă se joacă. Ăsta e al treilea scenariu. Avem și noi un scenariu, al patrulea scenariu, și anume sfârșitul lumii. N-are importanță din ce perspectivă. Kelvinii lui Medvedev sau Kelvinii lui de sus. Este un nene mai neplăcut și ăla. Un pic mai sus decât Medvedev. Așa. Să pleacă la un moment dat să se plictisească ăla. Adică, bă, dă-i măsa. Hai că-mi fac o planetă în altă parte. Stau eu la mâna ciolacilor și negruților și mai știu eu cine o fi pe planeta asta. Hai că-mi iau jucăriile și mă mut în altă parte, în galaxie. M-am plictisit, bă, de meciurile astea. Să-l tot văd la televizor pe Gigi Becali. Mă duc și eu în altă parte. Și atunci domnul Podgoliak ăsta, sau Podgorie, cum se numește, ăsta e scenariul 4. N-aș zice că e cel mai puțin probabil. Ăsta cu stop joc. Să se ia curentul la un moment dat pentru toată planeta, pentru totdeauna. Deci există și scenariul 4. După aia că ce va face NATO, că ce va face Zelenski, nu va mai ști nimeni. Nu va mai fi nimeni să consemneze astfel de lucruri. Încă o dată să nu uităm puținătatea timpurilor pe care le trăim. Suntem efemeri. Nici unul dintre noi nu duce mai mult de 150 de ani, nici măcar Ion Iliescu. Că dincolo de 150 de ani, și dacă ar mai duce-o, Hodorogul tot nu l-ar mai contabiliza nimeni. Imaginați-vă Iliescu peste încă 150 de ani. Păi mai este cineva să-i țină socoteala? Evident că nu. Și atunci oricum nu mai contează. Să vă duce așa cu capul înainte, cum mergeau soldăței ăia de pe vremea lui Crușou și se dezmembrau pe malul Mediteranei că nu mai aveau ulei. Țineți minte? După aia se topeau așa carcasa aia lor de metal, se topea acolo pe scoicile alea mediteranene și se auzea așa un fâsâit și gata. Și apărea Crușou și zicea: "Situl!" Și asta era finalul. Poate paște și pe noi la un moment dat tot o chestiune de genul ăsta. Anul din ultimele trei decenii în care au emigrat definitiv cei mai mulți români, astea sunt niște statistici un pic stânjenitoare, așa, aproape 50.000 de cetățeni români au emigrat definitiv din țară în 2022, nu e așa de mult,
2022 a fost un an în care chiar mai mult de 50.000 s-au prăpădit de COVID. Deci ne-a mai scuturat un pic de populație. Astea sunt niște date furnizate, sigur, de un institut de statistică. Ideea e că în ultimii 10 ani România a pierdut prin migrația externă definitivă echivalentul populației unui județ de dimensiuni medii, adică un județul Mureș sau Sibiu. Astea sunt județe de dimensiuni medii. Deci în 10 ani am pierdut un județ. Domnul Nea Costi ar putea să facă acum repede, în stilul lui cu bugetul, o comparație. Cam în câți ani s-ar duce 40 de județe? A? Adică nu mai rămâne practic niciun român. Nu e așa dramatic, întrucât aceste statistici nu iau în calcul populația nepalezo, bangladeșiano, srilancheză care e în locul. Ăștia care joacă cricket. Ăștia vor locui până la urmă pulimea plecată la studii în orezăriile occidentale. Nu e o dramă. Și îi va saluta Sorin Oprescu de acolo, de unde va fi, cu mâna la cozoroc, chiar și domnul Stolojan. Găsesc această situație de-a dreptul sulfuroasă. Cam ca la voluntari, va zice domnul Stolojan, când țara va fi plină de nepalezi și când nu-l va mai intervieva Anca Suciu, ci o doamnă bine din Nepal, de exemplu, care în copilăria ei și-a pierdut părinții pe Himalaya. Da? Și acum a venit să culeagă ciuperci în România și îl va găzdui pe domnul Stolojan prin Skype. La televiziunea nepalezo românească, da? TPN, așa. Televiziunea pentru proști din Nepal. TPN, de exemplu. Da? Primi, bineînțeles, în unanimitate de voturi de la CNA dreptul să aibă licență și se vor întinde aia. Și vom mânca la micul dejun nepalez, da, vom mânca la prânz ca nepalezii, ca srilanchezii, vom deveni o comunitate adevărată, ăștia, ați văzut că deocamdată sunt liniștiți așa. Nu ne dau cel mai mult în cap ei, conform statisticilor, încă sunt la început, încă se obișnuiesc cu teritoriul. Că în orice caz, mai departe de România, ei n-au cum să se ducă pentru că nu-i primește Victor Orban Bacii. La el n-ai voie să intri. El ne-a spus clar, eu apăr creștinismul în Europa, nu voi. Da? Nu intră picior de nepalez la el. Ăștia, dar trebuie să ne ocupăm noi de ei. E în regulă, știu ce o să zic occidentalii, că în sfârșit indienii au ajuns unde trebuiau să ajungă. Asta e adevărata lor a doua casă, România. Dar indienii, cu atât în termenul larg, termenul ăsta de doamna firea, că între India, Nepal, Bangladesh și Sri Lanka sunt totuși niște diferențe, niște nuanțe, care dacă stai în PSD n-ai cum să le pătrunzi. Întrebați-i pe Tolomacul ăla de Romașcanu, de exemplu. Care-i diferența dintre un indian și un srilanchez? Vedem, știe să vă spună? Nu o știe. Asta e, că dacă ar fi știut, nu era purtătorul de cuvânt al PSD-ului. Dar e bună, e bună statistica asta, în același timp cum e și înfiorătoare. Desigur, șansele, deci, sunt destul de mici cu județele pe care o să le pierdem în următoarea perioadă. Donald Trump, fraților, avem o știre și cu el, a rămas fără imunitate în disputa juridică cu E. Jean Carroll. Carroll. Noul proces a primit undă verde. Am încă o dată, dacă putem să... Domnul Trump este în dreapta, că dacă nu l-ați mai văzut de ceva timp, ați fi putut să spuneți la fel de bine că e ăla din stânga. Incredibil arată, bă. Și totuși, în aceste momente, îl regretăm un pic pe Donald Trump. N-ar fi putut el să reprezinte NATO și Statele Unite la Vilnius un pic? Președintele Biden a fost ca și cum ar fi fost Mircea Joana. Deci de o josnicie, de o corectitudine de asta politică lamentabilă, se bătea cu pumnii în piept de bucurie că a ieșit cum voia el. I-a păcălit pe ucraineni, dar nu i-a păcălit suficient și respectiv i-a ajutat pe ruși, dar nu i-a ajutat suficient. Păi de asta ești, bă, președintele Statelor Unite să ne fur căciula. N-a fost unul să te cadreze acolo, că eu în locul tovarășului Iohannis îi dădeam o șalată lui Joe Biden și aș fi atras atenția. Bă, stați un pic, că nu suntem toți proști ca tine. Sau împiedicați ca tine, pardon.
ne împiedicăm de toate treptele pe care imaginare sau nu le găsim în calea noastră. Mai suntem unii care stăm în picioare. Iohannis e ca bradul. Are 14 metri înălțime. Dacă îi dădea un cap în gură lui ăsta, îl făcea praf și pulbere. Ce discursuri sunt astea, bă? El ca să nu cumva să supere Rusia. Bă, ăsta e rolul NATO, bă? Să nu supere Rusia. Da? Și pe ăștia să-i fraierim un pic pe ucraineni, dar să-i ducem cu zăhărelul. Că sigur că avem nevoie un pic de mediatizare asta. Să se spună că suntem oameni buni, că dăm bani, că le dăm bucate, că le dăm armament, că îi formăm. Da? Dar noi, în realitate, îi tratăm ca pe niște băgători de seamă, evident. Bun, ni s-a terminat, fraților, emisiunea, ni s-a terminat săptămâna. S-ar putea să începem de luni fără Madame Firea. Să fie o săptămână în care doamna Firea să fie mai departe de noi decât a fost Bacău vreodată. Rămâneți cu bine! Oh.